senza, se non l'ultimo rispresa. Ciro al vostro lato silenzio. Domani del giorno ci fosse la risposta che dicevate su Giorgio. Giorgio è il vestito patrono, libero lavoratore, tra i baci, c'è una marcia c'è del dominio patroni, sempre asci, un razzix, c'è molto più la struttura nano solare. Io lo penso che Giorgio è il vestito la comunità, e un ottimo libero, c'è anche una carne di brevità di gestire la vostra vescica a noi. Ho fatto la Biotico con Pinza, ho studiato, ho costruito il primo centro stupido. Mi ha dato un ciclotto. Și asta a fost la Biotri, pe urmă al doilea a fost la Stanford, care nu e parte de Biotri. Diferența între Stanford, care este prima, una dintre primele mele, este particular. Și costă prișul ca în jur de 60-70 de mii. Dar când ajunge student în anul 3, asta e o paranteză. Companiei mari, nu numai din America, așa din lume, îl angajează, îi plătește tot ce a cheltuit înainte și îl ține mai departe în școală. Și pentru că am ajuns aici, se intră la primul punct. Relația student-profesor și rolul învățământului văzut din punctul de vedere american. Admiterea nu se face ca în alte cărți, admiterea se face pe bază de un dosar. Studentul își trimite de dosarul la mai multe facultăți și funcție de puntajul care îl acordă facultatea respectivă, îl selectează. Puntajul acesta este bazat, în principal, pe activitatea din liceu, medii și așa mai departe. Dar să știți, să știți că este bazat și pe alte activități. De exemplu, Stanford University pune un adaugă un număr de puncte considerabil dacă studentul are activități comunitare. De exemplu, se duce și ajută la un sitat. Se duce la un azil de bătrâni. Voluntariat. Voluntariat. La biserici și așa mai departe. Sau, în timpul vacanței, a lucrat chiar dacă e part-time și un geam din el mai jos, dar el a avut bună voință să se educe și prin muncă. Deci contează această atitudine care o are studentul față de societate și față de profesie. Nu e suficient, eu sunt cel mai deștept, nu stau de vorbă cu dumneata. Deci este atitudinea față de societate și față de muncă care contează foarte mult. Și, bazat în treaba aceasta, studentul poate să primească burse. Sunt burse de stat, sunt burse de universități particulare, sunt burse parțiale, sunt burse totale. Bursele totale sunt plătite din buzunar, buzunarul studentului, mă refer. Și atunci, studentul este interesat să învețe, pentru că el știe. În America este o valoare, o scară a valorilor. Un chirurg poate să facă ușor 250 de mii. Dar dacă el nu ajunge chirurg și atunci în mijloc și antren, și acolo poate să facă 80 de mii, 90 de mii. Dar munca care le pune și condițiile sunt total diferite. Și atunci se duce și învață ca să ajungă la nivelul respectiv. Ajunge inginer, ajunge doctor, ajunge avocat. Sunt avocați care fac milioane, dar nu sunt.